un cer albastru și senin, ca să-l vedem pe cel ce s-a coborât din cer, cum se urcă la cer. Și una din întrebările care frământă pe mulți teologi sau exegeți este aceasta. Cum s-a suit Hristos la cer? Răspunsul îl dă chiar cei doi îngeri care stau pe norul alb și ușor, care îl ridică pe Domnul Hristos de pe Eleon, sau muntele Betania, sau muntele Măslinilor, cum vrem să-i zicem, și spun așa apostolilor, bărbați galileeni, precum vedeți pe Fiul omului suindu-se la cer, tot așa se va și pogorî. Adică, trebuie să înțelegem că această taină sau această revelație ochilor noștri a vedea pe Fiul lui Dumnezeu cel înviat venind pe norii cerului nu este o chestiune de ideologie, nu este o chestiune de text, ci este o lucrare de iubire dumnezească. Tu ești adevăratul Dumnezeu care veni să mântuiești pe cei din lume și adevăratul tău Fiul Iisus Hristos care veni să mântuiască neamul omenesc. Aceasta e adevărata viață veșnică. Iar Fiul lui Dumnezeu ne-a arătat de trei ori lucrarea Tatălui în treime. Când am venit 30 de ani și a venit la Iordan să se boteze, un oarecare mistic, pentru că Ierusalimul este împărțit în patru părți și în toate patru părți s-au întâmplat câte o minune. Avem muntele Iudeii, unde a trăit Îngerul în trup, Ioan Botezătorul. Avem muntele Sionului, unde are loc pogorârea Duhului Sfânt. Avem muntele Moria, unde Avram vrea să aducă jertfă pe Isaac ca semn de iubire de plină și unică și desăvârșită lui Dumnezeu. Și avem muntele Betania sau Scopus sau Eleonul, de unde El se înalță la cer. Și nu întâmplător acest lucru, pentru că fix în mijlocul acestor munți este mormântul cel de viață făcător sau locul unde a fost îngropat Iisus Hristos. În momentul când El urcă la cer, poate ați avut vreodată ocazia să vedeți un avion care e material. Cât se urcă mai sus, nu-l vezi sau poate ai auzit doar zgomotul și la un moment dat, fiind atât de sus, nu-i mai auzi nici zgomotul. Dar în momentul când El coboară, devine din nou în plenitudinea sa, când aterizează și este precum l-ai văzut, un dita mai tren zburător. Ei, și Iisus Hristos, ca om, poartă cu El două mari lucrări. Om adevărat, și acel trup este firesc, are suflet, stă mormânt, moare și înviază. Are și fire dumnezească, care nu se desparte niciodată de Tatăl și nu se îndepărtează de lucrarea Duhului. Marele profesor și dascăl, Părintele Stăniloae, dogmatistul teologiei românești, mi-a spus cât timp Fiul era pe pământ rob, ca să nu se nicșoreze în Sfânta Treime, Duhul l-a preaslăvit. De aceea a putut face toate minunile pe care le-am văzut făcute în 3 ani și jumătate de activitate publică. De aceea și Mântuitorul este foarte ferm atunci când își mustă adversarii și le spune așa: aveți grijă, cine nu va mărturisi pentru mine înaintea oamenilor, nici eu nu voi mărturisi în cer pentru el înaintea Tatălui. Cine se rușinează de mine și de Evanghelia mea aici, în neamul acesta păcătos, nici eu nu-l voi cinsti, mă voi rușina de el când voi fi în slava Tatălui cu Sfinții Îngeri. Numai cel ce-și pune sufletul pentru mine și Evanghelia mea, acela îl va mântui, restul se va pierde.
și ne atrage atenția și ascultătorilor de față care credeau în inima lor și îl judecau, fiul de slavului din Nazaret, fiul Mariei, nu știm noi pe tatăl său și pe mama sa, cum spune că e fiul Avram, că n-are nici 50 ani, cum spune strămoșul meu David, când el este un copil. Și Iisus le spune, dacă n-ați fi văzut lucruri care nimeni nu le-a mai făcut, păcat n-ați avea. Și ce, care e întrebarea cea mai tare? Cine a văzut un om orb de naștere să vadă? Cine a văzut un mort să învieze din morți? Deci, vedeți? Lucruri care nu sunt firești. Depășesc limita gândirii umane. De n-ați fi auzit lucruri pe care nimeni nu le-a mai auzit, păcat n-ați avea. Și acum n-aveți răspuns la păcatele voastre. Și iarăși le spune Mântuitorul Iisus Hristos, fericiți cei ce au văzut, dar tot mai fericiți cei ce n-au văzut. De ce? Pentru că prorocii celor 5.508 ani până pruncul de la Betlehem stă, este brațele Maicii, au avut nădejdea Mântuitorului și a lui Mesia, așteptătorul mântuirii, doar în trăirea interioară sufletească. Orice om de bună credință, după 10 ani, 20 ani, 30 ani, 40 ani, 50 ani, 100 de ani, 1000 de ani, ce ai mă, că asta n-a fost prorocie, îmi crezi că s-a mai întâmplat nimic. Și totuși, cei bătrâni, când erau pe patul de moarte, spuneau celui întâi născut. Ai grijă de cel întâi născut, că trebuie să vină din el răscumpărătorul. Și era mare grijă de cel întâi născut. Și iată-l pe cel întâi născut, de data aceasta, în trei ipostasuri diferite. Odată sub mâna lui Ioan Botezătorul, tot întâi născut și unic din mamă, care vine la Iordan și spune lucruri pe care nimeni nu le-a mai auzit. Cel ce m-a trimis, deci n-am venit de capul meu, acela mi-a spus, deci a vorbit cu Dumnezeu, că peste care voi vedea cerurile deschise și Duhul Sfânt ca un porumbel, acela este. Ca de dovadă că misticul Ioan n-a vorbit din voie proprie, ci din Duhul, automat Tatăl l-a preaslăvit, când spune Părintele Stăniloae, pe Fiul și pe Duhul. Acesta e Fiul meu iubit, pentru care am binevoit pe El să-L ascultați. Și s-a terminat. De acolo l-a luat Duhul și l-a dus în pustie, dar de data asta cel rău, ca să-L ispitească, să-L treacă prin furcile cunoașterii adevărate de Dumnezeu. Numai că și Satana are o slăbiciune. Deși este netrupesc, este măsurat în cunoaștere și în loc de înțelept devine mai mult viclean. Ispitește. De ești tu Fiul lui Dumnezeu? Nu-i interesează, chiar era Fiul lui Dumnezeu. Mergem la a doua etapă, unde la fel avem treabă cu lumina Duhului Sfânt, care umple un munte întreg, pe Tabor. Și de data aceasta, într-o discuție de lumină, Moise și Ilie, stau de vorbă cu Iisus Hristos, cuvântul care le-a vorbit cândva, în Carmel și în Sinai. În Sinai, spune Sfântul Vasile cel Mare, Moise vorbea cu Dumnezeu ca și cu un prieten, de aceea și-a permis multe lucruri de amănunt, pe care și el le-a greșit ca proroc, dar le-a îndreptat ca trăire. A așteptat mântuirea lui Israel și vederea lui Dumnezeu cu ochiul liber de la plecarea din muntele Nebo până în Taborul schimbării la față. Tu ești Fiul lui Dumnezeu cel prea înalt. Și discutau lucruri de mântuire. Ilie, după ce a invocat epicleza liturgiei cu boul de pe jertfelnic, n-a cerut semne și minuni cum cerem noi astăzi sau cum au cerut iudeii în Echime. Și a cerut un singur lucru. Doamne, dacă Tu mistui boul acesta, lumea știe că Tu ești adevăratul Dumnezeu, dar și că eu sunt adevăratul Tău slujitor. Dar știm pe Ezechiel ce ne spune juristul Vechiului Testament.
Prorocii mei zic că eu am zis, n-am zis nimic. Ei zic și spun că am spus eu. Și slavă Domnului! Trăim o epocă în care apocaliptologii și prorocii spun toată ziua. Dacă am adunat tot ce spun, s-ar mai face trei scripturi. Însă Dumnezeu spune, eu n-am zis nimic. Ei zic și spun că am zis eu. În numele lui Iisus Hristos au vorbit trei martori cerești. Tatăl pe tabor, este Fiul meu iubit pentru care am binevoit, eu să-L ascultați. În groapă, la înviere, la miezul nopții, când s-a făcut strigare și îngerul a prăvălit piatra și femeile au venit să ungă trupul cu miresme, îngerul le dă vestea cea mare. S-a sculat, nu este aici, nu-L căutați pe cel viu cu cei morți, haideți să vedeți locul unde a zăcut. Și-au văzut iulgerile sigure zăcând Iosef, cele de către cap și cele de către picioare, adică mahrama capului și învelitoarea trupului. Și s-a terminat discuția.